înceapă lupta. Primul sfert de finală din turneul K1 Max, turneul piramidal de 8. Artur Kishenko, Yasuhiro Kido. Kishenko, short alb. Să le lucrează de genunchi al lui Kido. Total alt stil față de Albert Kraus și Mike Zambidis. Mult mai prudenți sunt cei doi. Lucrează foarte mult pe explozie și pe serii scurte. Trebuie să vă spunem că pentru prima oară în acest an, turneul piramidal de 8 nu se va desfășura tot în această gală. În această seară vom vedea doar meciurile din sferturi, urmând ca semifinalele și finala să aibă loc pe 1 octombrie. Era normal, japonezii vreau să tragă mai mult de acest turneu, pentru că Max-ul este într-o creștere extraordinară în Japonia ca popularitate, mult peste turneul mare. Turneul mare este ucis într-o oarecare măsură de Sammy Shield, iar aici se poate întâmpla orice, sunt foarte mulți luptători de clasă și mai ales foarte mulți japonezi. Exact, cam aici vor să ajungă organizatorii, să aducă din nou un japonez nu doar în finală, ci să câștige trofeul. Se caută un nou Masato, va fi foarte greu, fiindcă Masato este cu totul altceva, păcat în schimb că este atât de bătrân, dar mă rog. N-are 50 de ani, dar luptă parcă dintotdeauna. El are cel puțin 8 ani de când luptă la nivel foarte înalt. Asta înseamnă foarte multe meciuri, foarte multă oboseală, foarte mult consum. Nu poți să ții la nesfârșit așa. Ultimul minut din prima repriză, Kido împotriva lui Kishenko. O repriză echilibrată. Insistă cu loviturile joase Yasuhiro Kido. Își face spațiu pentru dreapta sau pentru piciorul drept Kishenko. Timuri frumoase de lovituri între cei doi. Wow, ce frumos a lovit japonezul. Serie bună, își dublează mai tot timpul loviturile de picior Kishenko. Caută să intre pe piciorul de sprijin, să evite piciorul de blocaj al lui Kido. Vizat de aceste lovituri înalte ucrainianul. Salută totuși cu o viteză extraordinară. No, mi se pare că se mișcă mai lent sportivii, suntem furați într-o oarecare măsură de filmare, dar viteza este extraordinară. S-a încheiat o primă repriză în care nimeni n-a vrut să cedeze nimic. S-a lovit mult, s-a lovit puternic, s-a lovit strategic în primul rând pentru reprizele care vor urma. Foarte bună prima repriză. Foarte, foarte bună. Tehnică deosebită și vedem o altă manieră total diferită față de ce am văzut în meciul dintre Mike Zambidis și Albert Kraus. Doi sportivi care de data aceasta lucrează foarte mult pe reacție și pe viteză. Tehnică foarte bună de picior. În meciul anterior nu am văzut atâta tehnică de picior. Am spus la momentul respectiv și care sunt cauzele. În schimb aici avem niște sportivi care se mișcă extraordinar cu tehnica de picior, mobilitate foarte bună, ușurință în acțiune. Am putea spune, urmează una dintre cele mai importante reprize. Repriza a doua. A trecut tatonarea, ești intrat bine în meci. Putem spune că a fost tatonare la da. Cum s-au bătut cei doi în prima repriză. Dar emoții au de fiecare dată în prima repriză. Ai văzut ce viteză a avut Kishenko pe seria asta? Au fost 4 lovituri, parcă pe o singură expirație. Calm și frumoasă acțiunea lui Kishenko. Îmi place enorm ucrainianul ăsta, a crescut enorm de anul trecut în coace. Și un început foarte bun de repriză pentru Artur Kishenko, japonezul dominat pe primele 45 de secunde. Încă un troșeu tare al lui Kishenko, a crescut ritmul extraordinar ucrainianul. Să vedem ce poate să facă în acest moment Kido. Rezistă pe picioare.
Nu este suficient pentru a câștiga meciul. Kido trebuie să răspundă cu aceeași armă, dacă va putea. Dacă din nou din săritură, Kishenko, serie la corp, lovește jos. Dar nu mai are timp să răspundă Kido. A încercat lovitura de genunchi, a încercat o decisivă, plecată din spate, cu foarte multă forță. Kishenko intră și loviturile înalte deja. Bună reacția lui Kido. Se apără foarte țepos lui japoneză. Încasează, dar nu uită să dea și înapoi câte ceva. O serie bună lui Kishenko și i-a pierdut vâna pe care a avut-o pe debutul reprizei. I-a pierdut mult din forță datorită apărării pe care a trebuit să o facă Yasuhiro Kido. Și era imposibil să reușească Kishenko trei reprize pe ritmul acela incredibil. O viteză fabuloasă lui Kishenko. Bună lovitura frontală. Face tot ce vrea în aceste momente Artur Kishenko. Dominare teribilă. N-ar fi fost rău să insiste, pentru că japonezul a fost destul de măcinat și nu știu cât ar fi reușit să mențină apărarea în acel ritm pe care îl impusese Artur Kishenko în primul minut al reprizei secunde. Este important pentru Kishenko să nu se creadă deja învingător și să-și păstreze calmul și să se apere cu foarte mare atenție, fiindcă japonezul poate fi foarte periculos în orice clipă. Acum ar fi momentul pentru ultima serie. Dar 15 secunde ar putea să forțeze Kishenko. Da, publicul simte momentul greu pentru Kido și scandează numele. Însă ultimele atacuri sunt ale lui Kishenko. Este repriza ucraineanului. Extraordinară viteza lui Artur Kishenko. De mult n-am mai văzut un sportiv care se miște așa de repede. Cred că a avut serii mai rapide decât Masato. As the clocks tick down, Olympic preparations are stepped up.